Bună ziua! Model aparat Siemens EQ500. Voi începe prin a porni aparatul. El la pornire, după cum am mai spus, își face o curățare. Va trebui să adaug niște boabe de cafea, că nu mai am. Eu folosesc de la Cibo o cafea neagră pentru espresso. Și astăzi vă voi prezenta un cappuccino și latte macchiato. Când dorim să preparăm un cappuccino, avem opțiunea de a alege câți mililitri de lapte să folosim. De aici se pot schimba mililitri. Ideal pentru mine este cel de 160 de mililitri pe intensitatea strong. După ce ne-am setat preferințele, punem un pahar dedesubt, nu uităm să băgăm furtunul în sticla de lapte și apăsăm butonul Start. După cum am mai spus, aparatul nu este așa de zgomotos ca în video. Este chiar silențios, este un aparat decent. Spuma pe care o face, după părerea mea, este o spumă foarte faină. După ce a făcut spuma, va turna cafeaua care deja a măcinat-o la început. Și cappuccinul nostru este gata. Cam așa se vede, neagitat. Spuma este destul de mare și se vede și frumos pentru un cappuccino. Îl voi pune aici. Cappuccinul este gata, după cum vedeți, încă se menține bine. Acum vom face un latte macchiato. Înainte avem grijă să fie chestia asta ridicată în sus de tot. Dacă avem un pahar mai mare, punem paharul și alegem latte macchiato. La latte macchiato, de asemenea, se pot regla mililitri și intensitatea cafelei. De asemenea, din meniul aparatului, se mai poate regla și temperatura apei. Cât de fierbinte să fie apa, dacă doresc să o bei acum pe loc, poți să o faci mai rece cafeaua. Dacă vrei să o bei mai fierbinte ca să o savorezi mai târziu, poți să o faci mai fierbinte. Putem începe să facem latte macchiato după ce ne-am setat preferințele. La latte macchiato doar apăsăm butonul Start.
Este setat în jur de 280 de ml laptele cu spuma împreună. Acum va turna cafeaua. După preferință se poate turna și double shot. Latte este gata. Chiar arată foarte interesant. Și vă asigur că este și foarte gustos. Îl pune lângă cappuccino. Latte macchiato și cappuccino. Deci că sunt la fel. După ce facem o cafea, două, trei, la final eu prefer să pun un pahar de apă jos, pentru că noi când vom stinge aparatul, aparatul își face o curățare. Și eu nu doresc de fiecare dată să schimb apa din vas. Îl sting și el va începe să se curețe. Pentru sistemul de lapte este o opțiune separată care se poate folosi pentru curățarea instalației pe unde curge laptele. După spălarea cu apă, el mai dă ceva aburi în aparat ca să fie igienizarea mai bună. De cum se vede, ies și aburi. Cam asta a fost cu latte macchiato și cappuccino. Sper să ne auzim pe data viitoare.